asume! Pe viață. Mamă, tu dai seama că ăștia ajută când începe Pokémon la televizor. Mamă, te prinde că vrei să-ți dai una scurtă direct, închisoare pe viață. Salutare toată lumea, noi suntem frații Munteanu și bine v-am găsit la un nou episod de reacție. Astăzi suntem împreună cu Cianu. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog de pe acest canal. Credeam că eu vorbesc de frate, dar tu vorbești la fel. Suntem aici cu pisica și cu Mihai. Da, și astăzi ne vom uita la 10 lucruri pe care nu poți să le faci în China. Mă gândeam cu cine putem să facem acest videoclip mai potrivit decât cu Cianu himself. Dar în același timp, uite, voiam să te întreb dacă ești la curent cu legile din China sau dacă știi ce ai voie, ce n-ai voie. Legile nu pot să zic că sunt neapărat la curent, dar dacă sunt de astea mai vechi, probabil le știu. Nu știu. Sau obiceiuri, sau tradiții, sau chestii pe care da, le faci când te întâlnești cu oameni. Sau... Adică nici nu știu la ce urmează să ne uităm acum. Din câte știu ăștia din China, nu sunt cu îmbrățișările cu astea. Da, 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 da. Nici cu norocul măcar. Doar să salut așa, da, serios? Nu, a, păi... Nici chiar așa, da. Ceva de genul, mă, cică. Wow, ok. Hai să aflăm. Da. Suntem atât de obișnuiți cu anumite lucruri, încât nu stăm să ne gândim că există locuri pe pământ unde acestea sunt complet interzise. De exemplu, ideea de frizură în Coreea de Nord este puțin mai limitată decât ce întâlnim în America sau Europa. Aici cetățenii sunt obligați să aleagă unul dintre puținele tipare de coafură. Poate ar trebui să fim cu toții mult mai recunoscători pentru lucrurile zilnice de care putem să ne bucurăm. Totuși, acest videoclip nu este despre Coreea de Nord. În schimb, astăzi vom vorbi despre o altă țară care a interzis multe din... Aici stă sora mea, vitregă. Bine! Da. Tu ai fost acolo? Da, acum 3 ani am fost. Vom vorbi despre o altă țară care a interzis multe dintre activitățile noastre preferate. De la jocuri video și seriale televizate, la întregi site-uri web. Astăzi aruncăm o privire la top 10 lucruri pe care nu poți să le faci în China. Adică chiar în China parcă n-ai YouTube, nu? Da, au deci, platformele lor. Să joci Mortal Kombat, bă, Atunci China, probabil că nu este cel mai bun loc pentru tine. Se pare că nu știu ce să zic neapărat, sincer. Adică posibil să fie un joc prea violent, dacă e să o luăm așa serios pentru copii. Păi și general. Dacă intră ăștia pe Filelist, poate să-l pirateze, mai mă gândesc la asta. Doar poate nu n-au Filelist. Da, asta e ideea, că nu au. Intră BGS-ul peste tine, te joci Mortal Kombat. Bă, nu știu, nu dau seama, hai să aflăm. China a interzis majoritatea jocurilor video care au în compoziție următoarele trei aspecte: violență, sex și jocuri de noroc. Jocuri de noroc la Mortal Kombat? Nu neapărat la Mortal Kombat, gen au interzis chestiile astea. Ah, stai că nu aud bine de vreo 3 zile, am urechile până la în general chestiile astea, dar ai avut dreptate cu violența. Mă, păi dacă nu poți să bagi la păcănele, ce sens mai are să te mai duci în China? Există un singur oraș în China. Macau se numește. Macau? Da, unde poți să te joci la păcăneu. Nu există cazinouri. În rest, în China nu găsești niciun cazinou. Stare. Cred că de la Macau vine și numele Macau, de la jocul Macau. Acolo mă duc. Care permit crearea unui joc bun. Printre titlurile principale interzise sunt incluse jocuri precum Resident Evil sau Mortal Kombat. Cu toate acestea, gamerii pasionați au reușit să pună mâna pe aceste jocuri în mod neoficial. Unii vânzători online au încercat să evite reglementările, deghizând DVD-urile. Totuși, merită să te pui rău cu guvernul comunist doar de dragul unui joc video? Da. Dar cum te prind? Asta e la modul ăla, știi? Trăiești în China și bate maică-ta la ușă. Ce faci acolo? Și tu ești pe Mortal Kombat și ești droguri. Da, e mai bine să zici asta. Finish him. Pe lângă cele trei subiecte amintite mai sus, guvernul chinez a interzis și jocurile istorice, care pun țara într-o lumină mai proastă. În plus, dezvoltatorii de jocuri video trebuie să se supună unor reglementări stricte în cazul fiecărui joc nou. 9. Să te uiți la serialele preferate. Vrei să afli cum... Ia, asta e, dă-i pauză puțin să pot să-mi dau cu părerea. Ce mi-ar putea căca mintea de chinez? De ce ar fi banate serialele preferate? Da, eu chiar nu înțeleg de ce unele seriale de pe Netflix sunt banate în China. Sau tot Netflix-ul e banat? Bă, n-am nici cea mai mică idee. Dar oricum, chinezii nu se uită pe Netflix. Sau fiecare gen. Cum avem noi Facebook, Instagram și toate astea și chiar și TikTok. Gen, ei au platformele lor. Da. Și asta cu serialele preferate... Dar stai, nu TikTok-ul a plecat din China? Bă, da, din China. Doar că la noi se numește altcumva. La ei se numește altcumva. Bă, cred că au și TikTok, la mă, dacă... Da, bă, e același lucru. Doar că în chineză. Wow. Și asta cu serialele preferate, cred că e să nu-ți pierzi timpul, nu știu, chiar nu știu. Mărind actorii tăi preferați în timp ce fac tot felul de experimente bizare, nu te duc în China. Pe locul de fapt, dacă ai de gând să vizitezi țara, ia-ți adio de la show-urile preferate de pe Netflix.
Serviciile companiei sunt interzise complet pe adresele IP din China. În schimb, cetățenii chinezi sunt obligați să recurgă la website-uri de streaming chinezești, cum ar fi Shouhou TV, IQIE sau Youku. În 2014, guvernul chinezesc a interzis multe seriale populare americane, printre care The Big Bang Theory. Nu se poate! Gata, de ce interzice așa seriale? Nu știu dacă nu v-ați uitat la The Big Bang Theory, uitați-vă, e super scurtare. Aici e vorba de istorie, frate, că China cu americanii nu se suportă. Chinezii cu americanii nu se suportă. Păi stai un serial gen fan, comedie, de ce se interzice așa? Dar e făcut de americani, alte culturi. Și are succes și nu știu, frate, sunt puțin ciudați. Puțin mai mult. Din partea fanilor, care au fost stupefiați și fără o explicație potrivită. În plus, decizia administrației naționale, care se ocupă de publicațiile din presă, radio sau TV, este cu atât mai bizară atunci când te gândești că multe alte seriale controversate, precum House of Cards, nu au fost interzise. 8. Pornografia. Republica Populară Chineză interzice producerea, difuzarea sau vânzarea conținutului sexual explicit, pedepsind aceste activități prin sentințe pe viață. What? Sentințe pe viață? Bă, ești nebun. Clar nu mă mai duc în China. Nu pot să bag la aparat și nu pot să trag o lapă. Ce p***a mea asta, frate? Nu mai pot să fac nimic. Bă, mamă, te prinde că vrei să-ți dai una scurtă direct închisoare pe viață. Nu merge, frate. Dar nu. Mamă, tu-ți dai seama că ăștia ajută p***a când începe Pokémon la televizor. Oameni. Wow, nu știu. De asta chiar nu știam, jur. Chinez, împotriva polorii antispirituale declanșată în 1983. În mod ironic. Dar cine e șau ăsta? Gen, e președinte? Mao Zedong. Gen, ăsta e Mao Zedong, gen, fostul președinte al Chinei, care a făcut relațiile între România și China la momentul lui. Ah, ok. Deci e prieten e, da, e respectat de bătrânii noștri din România. 83. În mod ironic, un studiu elaborat între 2000 și 2015 arată că peste 70% dintre bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani au vizionat pornografie în ultimul an. Cu toate că pornografia este interzisă în China, alături de multe website-uri pornografice populare, acolo unde există cerință, există și distribuție. Utilizatorii au descoperit modalități indirecte și neoficiale de a distribui conținut sexual explicit atât prin regizarea, cât și prin piratarea filmelor pornografice. Îmi imaginez că în China, lumea e mult mai atentă la ștergerea propriului istoric de căutare. 7. Să participi... Mamă, îți dai seama ce chin, frate, stai să piratezi un pornache, să... Da, ai văzut asta? Să participi la un concert, ce? De ce? Uai, da, ce are China cu Justin Bieber? Cred, nu știu. A fost Justin Bieber la un moment dat în China și nu știu, a făcut o gafă, ceva, nu știu. Mamă, și dacă a făcut o gafă, gata, e complet banat. Asta e singura mea explicație, cum e Rihanna, parcă, sau nu mai știu cine, banată tot așa într-o țară de asta. Logan Paul în Japonia, așa, probabil. Iată o lovitură puternică pentru toate fetele adolescente din întreaga lume. În 2017, guvernul chinez i-a interzis lui Justin Bieber să organizeze și să desfășoare un concert în țară. Biroul Municipal de Cultură a Beijingului a afirmat în mod ironic: Justin Bieber este un cântăreț talentat, dar pentru a menține ordinea pieței chinezești și pentru a purifica mediul cultural chinez, nu e recomandat să aducem artiști cu un istoric comportamental necorespunzător. Se pare că în cadrul unei vizite în China, Bieber a fost urcat de bodyguards pe marele zid chinezesc, care a supărat oficialii chinezi. Acesta nu este primul eveniment de această natură. De fapt, multor vedete cunoscute li s-a interzis accesul în China. De exemplu, după ce a stat în stai. Nu a făcut nimic, doar că era o filmare și niște poze cu el când era cărat de bodyguards și că îl dureau picioarele, știi? Pe marele zid chinezesc. E o poză cu Justin Bieber cărat de un bodyguard, știi? Și nu cărat așa în brațe, stea pe umărul lui, gen. Wow. Se gândeau că e interpretabil sau ce, nu știu. Dar stai, mă, înțeleg să nu ai evenimente în China, dar să nu mai calci în China. Stai seama dacă îl văd pe ăla în China, adică omul chiar nu mai are voie în țara lor sau nu mai are voie să... Da, chiar nu mai are voință. 7 ani în Tibet, Brad Pitt nu a avut voie să pună piciorul în țară mai bine de 20 de ani. Selena Gomez a fost și ea interzisă datorită unei fotografii postate pe Instagram. 6. Jocuri de noroc. Da, jocurile de noroc. Te îmbogățești peste noapte printr-un... De asta să știți că vedeți foarte mulți chinezi la cazinouri prin Europa sau prin America chiar. Că n-au în China. Da, exact. Și ăștia sunt cei mai mari jucători asiatici în general. China nu este locul potrivit.
De fapt, nu prea ai șanse să găsești cazinouri sau păcănele, deoarece toate aceste întreprinderi sau activități sunt interzise în China. Bun, să presupunem că ești un cetățean chinez care vrea să trăiască experiența oferită de un cazino. Îți cumperi un bilet dus înspre Las Vegas, unde ai parte de cea mai bună noapte din viața ta și apoi te întorci în țară. E simplu, nu? Ei bine, nu prea. Se pare că departamentul de turism chinez a fabricat o listă cu 9 lucruri interzise pentru cetățenii chinezi care călătoresc în alte țări. Practicarea jocurilor de noroc. Ba mai mult decât atât, companiile chinezești nu au voie să cumpere acțiuni sau să investească în companiile străine care se ocupă cu jocurile de noroc. Motivul sugerat de guvern este punerea în pericol a securității și a intereselor naționale. Chiar dacă în mod oficial jocurile de noroc sunt interzise, asta nu îi oprește pe mulți să participe la cazinouri subterane și loterii oficiale ilegale. Da, se organizează multe chestii. Dacă te gândești, e chiar poetic. Să te ascunzi de guvernul comunist în timp ce joci jocuri de noroc, e și asta un joc al norocului în sine. 5. Flori de iasomie. Uite una ciudată de tot. Florile de iasomie sunt interzise în China. De ce? Ei bine, după revoluția iasomiilor din Tunisia, au apărut proteste democratice similare și în China. Astfel, guvernul chinez a hotărât să interzică cuvântul iasomie de... Și aici am fost. Ba mai mult. În locul ăsta, exact în locul ăsta am fost. Wow. Mi-am luat o înghețată de aici, de la magazinul ăsta. Serios, jur, e un magazin acolo. Sau cumpărarea iasomiilor în magazine sau piețe a fost interzisă. Dacă plănuiești să-ți surprinzi iubita din China cu un buchet de flori, alege înțelept. Nu ai vrea să te viziteze la închisoare tot restul vieții. Wow. Mamă, băi, dai seama să vrei să iei o iasomie sau, uite, cum a spus, nici măcar n-ai voie să rostești cuvântul iasomie, te duci acolo pe stradă, strigi iasomie și iei închisoare, gen, wow, poți fi bankrupt. Să te bucuri de artificii. Poți să pierzi tot, gen. Bă. Știi spectacolele de artificii care au loc în Dubai în fiecare an? Ei bine, nu o să vezi nimic asemănător. Fiecare zi vrei să zici. În mod ironic, țara are o legătură strânsă cu artificiile, deoarece au apărut aici, undeva între 600-900 după Hristos. Totuși, datorită îngrijitorilor cu privire la poluarea aerului, China are parte de mai puține focuri de artificii cu ocazia noului an. În lupta împotriva poluării, mai multe orașe mari din China au interzis artificiile cu totul. Altele au scăzut pur și simplu numărul de artificii folosite. Cetățenii nu sunt de acord cu decizia guvernului, spunând că se riscă amenințarea unei tradiții vechi de câteva secole. Bă, dar uite ce frumos e, cum să banezi așa ceva. Bă, dar am văzut că într-o țară e foarte normal să dea cu artificii pe timp de zi. Eu asta n-am înțeles. În Italia și da, oricum, Italia. În filmarea aia, gen, se vede cât de mult fum se lasă după ce se dau artificiile și de-aia poluează mediul, de-aia probabil nu mai vor să dea. Și oricum în China este deja super mare poluare. Da, mi se pare, e și incomun, adică, bă, oricum dacă vrei să faci bani, să duc niște românași de noștri în China, vrei băiatul pe târzi, fac oamenii acolo la bani dacă s-au și interzis. Bine. Băi, dacă există cineva care se uite și se gândește să facă treaba asta, să știți că se poate, jur. Deci acolo nu are nimeni treabă cu tine, orice vrei să vinzi, frate, orice afaceri vrei să faci. Poți să mergi la colțul străzii, ești nebun și să te pui acolo, că nu vine nimeni și nu zice nimic. Nu te gunește nimeni dacă deschizi așa un târg? Nu, dacă nu deranjezi pe nimeni, nu. Uite, de exemplu, seara, gen de pe la 9-10 seara, sunt oameni care ies în stradă cu grătare, ești nebun. Mm-hmm. Și fac grătare în mijlocul străzii. Și își fac ei singuri, și aduc ei mese din plastic, scaune din plastic și chiar vine lumea și mănâncă. Și eu am fost un încă o dată. Cât de tare. Dar nimeni nu vine să duci la grătarul altora și te primesc într-un fel dacă... Păi nu, mergi ca client. Nu te duci la grătarul unui om gen... Gen, uite, de exemplu, în România, frate, o bunicuță, dacă vrea să vândă, nu știu, ceva flori, chestii, pătrunjel pe marginea străzii, imediat vine poliția și o ia. Da. Și dă și amendei. Nu poți să-ți faci grătar unde vrei aici, ai să vinzi mici. Da. 3. Să vinzi o Biblie online. Dacă voiai să cumpere o Biblie în China, puteai să parcurgi toate librăriile din oraș fără să găsești vreuna. Astfel, majoritatea cumpărătorilor au apelat la magazinele online pentru a pune mâna pe una. Ei bine, începând cu anul 2018, acest lucru nu mai este posibil, deoarece guvernul chinez a interzis vânzarea online a Bibliei. În plus, a cerut site-urilor comerciale, precum Taobao sau Amazon, să oprească vânzarea cărții sfinte. Partidul Comunist Chinez, care este bazat în mare parte pe ateism, încearcă să reglementeze creșterea scenei religioase din interiorul țării. Totuși, unii vânzători au descoperit o portiță. Vânzarea Bibliei este posibilă în librăriile creștine asociate cu biserica. 2. Să intri pe Facebook. Platforma Facebook
este doar una dintre rețelele de socializare interzise de guvernul chinez, alături de WhatsApp, Instagram și Twitter. În 2009, după ce a fost folosită de activiști independenți din timpul revoltelor Urumqi, platforma a fost interzisă, acest lucru fiind valabil până în prezent. Dacă asta vi se pare tragic, stați să vedeți numărul 1. 1. Să sărbătorești Crăciunul. Nu se Iată un lucru în care va întrista pe toată lumea. Nu cred că e adevărat. Moș Crăciun cu plete d'albe, încotro vrei să o apuci? Cel mai probabil nu în China. În 2018, mai multe orașe și organizații guvernamentale au oprit petrecerile de Crăciun și activitățile asociate cu sărbătoarea. Cetățenii chinezi au dreptul să practice 5 religii. Dintre acestea, catolicismul și protestantismul sărbătoresc Crăciunul. Totuși, activitățile religioase din cele 5 religii acceptate pot fi întreprinse doar în incinta instituțiilor, precum biserica. În mod ironic, China nu se sfiește să profite de sărbătoarea occidentală. Se pare că aici sunt fabricate 4 din 5 lumini de Crăciun vândute în Statele Unite ale Americii. Deci, cu alte cuvinte, cultura națională seculară trebuie promovată și protejată, cel puțin până e vorba de bani. Bă, nu știu cât de adevărată e asta ultima, sincer. Asta cu Crăciunul. Să nu sărbătorești Crăciunul, wow, mi se pare... Adică, wow. Într-adevăr, nu este o sărbătoare foarte mare Crăciunul în China și... Na, da, banată nu știu dacă e. Deci facts or not. Bă, 100% nu știu să zic nimic și nici nu mă pronunț 100%, dar unele lucruri pot să zic că da, sunt adevărate. Uite, asta poți să intri pe Facebook, Instagram, YouTube. Da. Gen, nu e banat, doar nu poți să intri, îți trebuie un VPN să intri. Da, cu Yasumie. Da, deci asta mi se pare... Lasă, mama. Yasumie! Pe viață. Păi, da, mulțumim Top 10 România pentru clip. Mulțumim și Lucianu pentru că a apărut aici pe canal, fresh. Și da, dacă mai vreți reacții sau gameplay-uri pe acest canal, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like. Hai să strângem 2000 de like-uri la acest clip. Nu, și mai bine, 100 de like-uri.